În moment în care vi s-a spus, domnule Andrei Marga, avem nevoie de dumneavoastră pentru portofoliul externelor. Mă trebuie să vă mărturisesc că am fost apelat și în alți ani pentru a veni ca ambasador. Deci pentru a pleca într-o ambasadă, de fapt. Venind însă mai încoace, trebuie să vă mărturisesc că a fost o discuție înainte de nominalizare cu aproximativ 5 săptămâni. Așa cum vă relatam adineaori, eram profesor la Ierusalim și am venit la București pentru a discuta perspectivele. Deci înainte de nominalizare cu aproximativ 5 săptămâni și atunci mi s-a propus această variantă. Nu vă ascund că, într-un fel, m-am simțit foarte onorat, se înțelege, oricine s-ar simți onorat. Pe de altă parte, eram oarecum încurajat în sinea mea, de ce? Lucrasem în ultimii ani mult pe acest teren și pot să revin cu unele detalii, dar tocmai publicasem, editura Academiei mi-a făcut această onoare, tocmai publicasem lucrarea The Destiny of Europe, deci eram bine implicat în problematica europeană, iar Ierusalim, pe lângă cursuri, seminarii, tocmai pregăteam o carte, Schimbarea Lumii, pe care aproape mai mult de jumătate am realizat-o deja, sper să o public în această toamnă. Dar, oricum, m-am simțit onorat, ca să vă răspund direct la întrebare, de ofertă și m-am apucat de citit. Aceasta am făcut ca prima reacție. După aceea, în momentul nominalizării, eram tot la Ierusalim, într-o companie foarte interesantă, se nimerise ca profesorul care lucrasem în Germania, al cărui discipol mă socotesc a fi, îndrăznesc să spun aceasta, Jürgen Habermas era tocmai la Ierusalim, ținea o conferință foarte pretențioasă, filozofică, și atunci am aflat prin telefon. Efectiv, am fost copleșit, dar imediat m-a sunat ministrul de externe al Israelului, pe care nu l-am cunoscut personal, domnul Lieberman, m-a felicitat și mi-a făcut bagajele. Toată lumea atunci când rosteai Andrei Marga se gândea, vă asocia numele cu un portofoliu al educației. Părați de acolo. Atunci când vi s-au propus externele, n-ați avut așa un moment în care vă gândeați, aș fi așteptat să fie educația sau nu știu? Sigur că educația era foarte la îndemână, era ca o mănușă, pentru că am fost, nu vreau să mă laud, dar trebuie să spun aceasta ca fapt istorie, am fost 19 ani cel care am condus Universitatea Babeș-Bolyai, am fost cel mai ales rector în organismele internaționale, practic am fost în toate organismele internaționale, am fost 6 ani la Tokyo în conducerea Universității Națiunilor Unite, am fost un an și ceva chiar vicepreședintele, vice-chair-ul acestui consiliu, deci eram implicat în toate discuțiile, eram implicat și în discuția din România asupra legii educației cu argumentele de rigoare, dar, sigur, e normal să fie și alte capete care să spună părerea în problemele educației, încât am privit cu toată relaxarea, nominalizarea din acest punct de vedere. Ați avut o apreciere destul de critică la adresa Ministerului înainte să veniți încoace, l-ați făcut prăpuit. Acum deja sunteți de ceva vreme și ați pătruns în viața internă a acestuia și, pe de altă parte, a existat o misiune de audit, ne-ați prezentat în conferința de presă câteva concluzii preliminare ale acesteia. V-aș întreba dacă vă mențineți această părere sau cum s-a schimbat părerea noastră despre instituție și, în al doilea rând, cum vedeți îmbunătățirea tuturor acelor aspecte despre care ne-ați spus în conferința de presă, rezultate din auditul instituției? Sigur, am spus că e ca părfuit, era o metaforă, ea n-a fost respinsă categoric, nici chiar de către distinsul antecesor, care este Cristian Diaconescu. Nu vă ascund că după aceea, în discuția pe care am avut-o, și dânsul a recunoscut că lucrurile sunt chiar mai grave sub anumite aspecte, sigur, cum aici trebuie spus. Când m-am referit la părfuit, m-am referit la un pachet, la un grup de aspecte,
Ce anume? Și sigur că previn imediat, sigur că domnia s-a reacționat imediat, dar după aceea ne-am înțeles că sunt multe lucruri de modificat, în mod onest ne-am înțeles, deci dincolo de orice patimă, orice pasiune. Sigur, eu m-am referit atunci la prezentarea exterioară și anume la împrejurarea că Ministerul de Externe e conceput sau se concepe pe sine sau concepe ceea ce face ca un fel de scop în sine. Ori politica externă, am spus mereu, trebuie să aibă un impact mai larg în viața oamenilor și aici toți suntem de acord. Bun, ca să revin la problemele care s-au pus și se pun, prima, era vorba de poziționarea Ministerului în sistemul instituțional. Să o spun cu toată răspunderea și o fac cu toată răspunderea, în situația în care primul ministru asuma un rol șters în politica externă, și aceasta s-a întâmplat cu precedentele două guverne, prin implicație și Ministerul de Externe și-a redus poziționarea, și-a redus ponderea în politica externă. Și atunci a devenit inevitabil, cum să zic, mai marginal decât se poate admite în cazul unui astfel de minister. În al doilea rând, sigur, politica externă a fost concepută, cum mai spuneam, ca un scop în sine. Ori ea este o activitate profesională de un alt calibru și aici vreau să menționez și în acest minister și în ambasade sunt oameni cu o calificare ireproșabilă, sunt oameni de foarte bună calificare, niciun dubiu acesta și România poate fi în continuare mândră că are ambasadori, are consuli, consuli generali, are personal în minister de înaltă calificare, dar am spus imediat acești oameni de bună calificare, de foarte bună calificare, au fost talonați și de, te spun foarte direct, poate nu foarte elegant, neaveniți. Deci de oameni aduși pe criterii de afinitate politică. Și asta se vede și în ambasade, se poate lua lista, și în consulatele generale s-a putut vedea, aici am început chiar să operăm schimbările, și în consulate, deci oameni care au fost plasați acolo pentru merite care nu țineau de diplomație, nu țineau de profesia aceasta, țineau de afinitatea politică, de amiciția politică cu un decident sau altul. Deci o problemă care rezultă clar și la audit este aceasta, nevoia de a repune în funcțiune în cea mai mare măsură posibilă profesioniștii domeniului, diplomații care sunt pregătiți. Mai departe, sigur, putem vorbi de organigramă. Organigrama, sigur, e tematic elaborat, dar am spus mereu, trebuie acoperite și regiunile. Să iau câteva exemple. Am găsit aici, pentru relația cu Statele Unite, un oficiu, să fim serioși. Relația cu Statele Unite trebuie să aibă o direcție, și anume direcția Statele Unite ale Americii și America de Nord. Putem formula astfel. Sau, dacă vreți, o direcție generală acoperă de la Bosfor până dincolo de periferia Tokioului, cred că până pe Pacific. O astfel direcție generală este uriașă. Nimeni, oricât de bun este, nu poate acoperi o astfel de sferă. Numai să spună faptului că, de pildă, China și zona Pacificului merită o direcție distinctă. Mai departe, Africa. Africa nu putem să o tratăm ca un apendice la alte direcții. Africa merită și să fim foarte clari aici, România a avut și are interese în Africa. România a avut în Africa resurse mari de materii prime, de ce nu? Resurse pentru alte, din alte sensuri. Ori și aici trebuie o direcție, deci pot să dau și alte exemple, e clar că trebuiau reconfigurate direcțiile și această operațiune, dacă tot mă întrebați cum evoluează lucrurile, această operațiune e operațiunea săptămânii viitoare, pentru că acum suntem după ce guvernul a aprobat noua schemă cu 4 secretari de stat, după ce guvernul a aprobat noul secretariat general cu cei doi secretari general și adjunctul său, acum putem opera la nivelul direcțiilor încât să așezăm organigrama pe o bază încât să acoperim și tematic, pentru că și tematic are importanța ei, dar și geografic zonele de interes ale României. De săptămâna viitoare îl veți anunța oficial pe domnul Ovidiu Dragnea, drept al patrulea secretar de stat? Îl anunțăm oficial și până acum îl puteam anunța, dar așteptăm ca monitorul oficial, foarte bine ați observat, să facă cunoscut publicului. El este deja desemnat, firește. Și în locul dânsului veți alege un purtător de cuvânt, tot om din sistem diplomat sau un om venit din presă? Spre ce ați merge? Ce să, spre un om care știe bine și presa și diplomația. Și l-ați găsit?
Suntem aproape de a găsi. Deci eu, cum să spun, o cercetare. Nu vi-l dau pentru că încă nici nu e fixat. Încă se discută mai multe candidaturi, dar aici, cum să vă spun, trebuie să avem respectul pentru diplomați și să le dăm cuvântul, trebuie să avem respectul vis-a-vis de jurnaliști, încât să aducem un om care știe presa și are o relație continuă cu presa.